Ionuța, haide, trezește-te că de să plecăm. Neața, este ora 3 dimineața. Avem un drum lung de făcut astăzi. Abia m-am trezit. Trebuie să ne pregătim bagajele și la ora 4 să plecăm la drum. O să avem un drum lung și frumos astăzi și o să vă placă, cred eu. Am uitat să vă spun unde plecăm. Plecăm spre Austria, cred, spre Timișoara întâi. Ne întâlnim cu prietenul Emil. După aia spre Austria. Haideți că o să fie o aventură frumoasă astăzi și nu numai astăzi, ci zile următoare. Încărcăm bagajele și mergem frumos. Plecăm. Și am intrat pe autostrada A3, Brașov, adică de lângă Brașov, cam așa se vede pe afară frumos. O să schimbăm imediat în față, vedeți cum se vede. Mai avem drum lung, dar merge deja de o oră și ceva și mai avem de mers. Și acolo se vede cum răsare soarele, da? Răsare soarele în momentul ăsta, ia uitați. Dăduță, dacă ai ceva de zis, ea spune ceva la cameră. Zi, e somnoroasă? Da. Cât e somnoroasă? Foarte. Și am Foarte. văzut un urs. A văzut ursul. Nu, nu vă gândiți la prostii, nu vă gândiți la prostii. Chiar a văzut ursul, era un urs mare pe acolo, era cu cheile grădiștei, nu, cheile râznoavei. Da, undeva pe Chile, nu aveai după ce am trecut de pârâu rece în jos, în partea asta de jos. Ia uitați cum se văd munții. Nu știu dacă voi vedeți ca lumea așa, se vede, se bate soarele din spate și se văd extraordinar. Cam așa se vede și de acolo. Facem o pauză mică pe autostradă și mai avem vreo 2 ore până la Timișoara. Mai avem un pic de mers, dar se merge bine, cam așa. Ne-am oprit în Timișoara, ne-am întâlnit cu fratele Emil, da, i-am dat un cadou frumos. Acum plecat mai departe, încă nu știm pe ce vamă o luăm, că sunt vreo 3 vame și toate 3 pline. Am făcut plin la mașină, ne continuăm drumul către Nădlac sau Cenad sau Nădlac 2. Ia uite, mergi pe sus, zice ăsta, și virează la dreapta. Asta este, acum plecăm la drum mai departe. Am ajuns și în graniță, 1 km coada, cam 40 de minute să așteaptă din câte am văzut. Să vedem cum merge. Deocamdată văd că toată lumea se bate pe partea alta, unde m-am băgat eu pe partea asta. Știți cum e, când alegi o parte, aia la altă merge mai bine. Totdeauna se întâmplă chestia asta, legile lui Murphy. Oricum, mai avem un pic până la graniță, trecem granița și apoi o luăm către Budapesta, către Viena, mai avem mult lung de drum lung de mers. O să facem și pauze și o să vă țin la curent cu toată călătoria asta aia. Cred că de mâine vor fi niște, sau de poimâine vor fi niște obiective mai interesante de prezentat. Așa, astăzi a fost pe mult pe autostradă. Mami s-a fost la Timișoara. M-am întâlnit cu Emil. Și acum la drum. Drum, drum, drum. Nimic interesant. Nu vizităm nimic astăzi. Aveți ceva de vizitat astăzi? Ia să vedeți că puteți să vedem și pe Dănuța așa, să băgăm în cadru. Pică asta dacă putem băgăm în cadru. Ia uzi. Stă așa. Nu stă. Nu avem de vizitat decât autostrăzi. Nu avem de vizitat decât autostrăzi astăzi. Ați auzit? Se bagă toți acolo așa. Încă un pic și trecem granița. Nădlac. Și gata, am scăpat de graniță. Ia uite poliția acolo așa. De accident ce-o fi acolo, nu știu ce face aia. 57 de kilometri. Ia uite, gata, am intrat în Ungaria și mergem către Austria. Am făcut o mică pauză. Mă obosește rău de tot autostrada, vreau să zic că e plictiseală mare de tot pe ea. Ia uite, facem chef de seară. Da? Ia uite și pe Dănuța, ce faci Dănuța, ce zici? E obosită, e obosită. E plictiseală mare, mare pe autostradă, dar asta este, e mult mai safe să mergi pe autostradă, mult mai rapid, mult mai modern, cum vreți voi. Dar pe de altă parte, pe mine mă omoară monotonia asta în care nu se întâmplă nimic, ca și stai așa, pui pilot automat și stai acolo de prost la volan, mergi kilometri întregi și te plictisești, știi? Mă omoară de tot chestia asta, e cea mai grea. În turul Europei o să cam evite autostrăzile pentru că mă plictisesc pe ele. Da? Așa. Apropo de teste, da? Am o vârstă, nu mai îmi plac autostrăzile. Apropo de TikTok-urile alea cu... Normal că am o vârstă, normal că nu mai îmi plac autostrăzile. Și merg încet, merg 105 la oră, 100 la oră, cam așa merg. Na, mă trândește. Că e mai bine așa. Tocmai ce am trecut Dunărea, suntem pe cărătura din Budapesta. Mai avem, cred, cam o oră și ieșim din... Iarăși din Austria. Ieșim din... Unde ieșim, mă, de Din țară? Ungaria. Din Ungaria. Nu mai poți, dar cunoaște oboseala. Mai avem de mers vreo 2-3 ore, dar e ok, pe autostradă se merge oricum bine. E un pic aglomerat așa,
Dar așa e pe centura acum, da. Trebuie să plasim M0, să mergem pe M1 sau pe care ne ducem? O să mergem pe M1. Pe M1 ne ducem, da. Cam așa dăm spatele meu, așa frumos. Mergem mai departe, călătorim cu spor. Salutare, tocmai intrăm în Austria. Dacă vedeți undeva fața acolo, așa cred că e fosta graniță între Ungaria și Austria. Și stai să vedem unde ne bagă. O țin după ăsta, nu? Peste da. 800 de metri, continuă pe A4. Data, asta este. Și trecem, intrăm în Austria. Mai avem vreo 150 de kilometri. Mai avem 150 de kilometri de mers. Dar din păcate mai avem un pic de mers. Dar nu mai e mult față de cât am mers. Acum am mers vreo 800 de kilometri, 850, nu știu exact cât am mers. Ia să vedem. Era poliția aici și e și poliția în față. Da, vezi că... Da, pe aici trecem, gata. Am intrat în Austria, uite, asta este intrarea. Și intrăm pe M0, nu M0, A4. Ia uite, e și poliția în față. Poți să vedeți în fața acolo, ia uite. Deci ia pe... Poliția cu filtru care iese din țară, vezi? Verifică, cred că de vinietă de ceva. Stai așa, continuă pe A4, încă 65. Bineînțeles că luăm vinietă. Ce face nuța? E vinietă? Da. Pentru Austria. Am avut și în Ungaria și aia am luat-o după aplicația T-Park. Asta o luăm de la automat de aici. Ia uitați ce simplu este. Băgăm numărul mașinii și gata. Am rezolvat. Facem și o mică pauză și vom continua mai departe drumul. Suntem chiar la prima benzinărie după graniță. Asta e și ultima pauză pe care o facem în parcarea asta. Mai avem 150 de kilometri. Ne îndreptăm undeva spre un sătuc din nordul Austriei, la vreo 60 km de Viena. Mai avem încă vreo 100 km până la Viena și vreo 60 km spre nordul Austriei. Un sătuc foarte mișto, o să vedeți despre ce e vorba. Dar mai avem încă vreo 2 ore jumate de tras. Da, dar facem un pic de pauză să ne revenim. Un drum foarte greu, normal trebuia să-l fac din două bucăți, dar s-au schimbat un pic planurile și de asta am ajuns să-l fac dintr-o singură bucată. Deja 1100 de kilometri din câte calculații pe Google. Am mers destul de încet, am stat și în Vama, am stat și în Timișoara. S-a dat, a fost destul de lung traseu, dar încă ne revenim. Suntem în forță, mișcări de spate, ca la sportivi, și înapoi la volan, bineînțeles. E bine, Nenuța, stai aici? Nu stă că nu-mi cap. Ce? A, trebuie să așa e la uste. Ia, ține așa. Păi așa un pic să văd și eu. Ce? Stai să lasă un pic. Fac probe. Stai. Stai așa. Asta. Nu stai așa. Nu vreau așa mai departe să trebuie în cadru. Înțelegi? Să fie mai departe de aia. Asta era ideea. Ia, ține așa. Ține așa tu. Așa. Stai, s-a chemat? Ți-ai făcut? Ia zi, Nenuța, cum e după 1000, după 800 și ceva de kilometri? 1000 o să fie în total, 1100 mi se pare că în total. Cum e? Obositor. Obositor. Bă, tu ești atât îndreaptă, ce ai făcut? Te-ai plictisit? Da. Da? Mai ai ținut pe mine de vorbă, nu? Ceva pentru următorii noștri după Dragoș Chiopuro? După Dragoș Chiopuro, după canalul de Dragoș Chiopuro. Ia, zi-ne un mesaj aici. Zice să doneze bani pentru van. Să-l urmăriți pe omul ăsta care vrea să călătorească. Zici, share, like and subscribe, nu? Share, like and subscribe. Și butonul de abonare și aveți acolo și butonul de Super Thanks, că donați bani. Și n-am, din păcate, ăla de Revolut, aveți în descriere Revolutul pentru donații, da? Așa. Nu vă spun încă unde mergem, ce facem, vedem următoarele zile, o să fie așa câte o surpriză, câte o surpriză, câte o surpriză. Dar totuși unde mergem? Eu, da. Unde mergem? Germania? Nu, în Austria. Vezi? Nu știu unde mergeam. Așa. Bun. Cam atâta. Mai avem niște update-uri când ajungem la destinație. Filmăm și pe acolo să vă arăt o casă frumoasă, așa, dintr-un sătuc din nordul Austriei. Am zis deja asta pe canalul lor, le-am zis deja. Și ne reauzim, bineînțeles, zilele următoare cu clipul noi. Mai avem, nu terminăm în seara asta, episodul ăsta aici, da? Mai e un pic din el, dar nu mult. S-a întrebat, cred că, explicăm. Ce, ne dăm în roată? Ia uite aici. Distracție. Suntem aproape la apus, n-am ajuns încă. Ajungem, mai avem puțin de vreo 20 de minute, cred că, sau 10 minute, ceva de asta. Dar am oprit un pic mașina, pe marginea drumului, așa.
să vă arăt cam cum se vede câmpul, da? Că se vede foarte, foarte mișto. Soarele e în spatele meu aici, bate așa. Și o să schimb de fapt colțul camerei, să vedeți cum i-a arat și cum se văd chestiile astea foarte mișto. Camera, da? Ia uitați cum se vede. Ia uitați ce mișto se văd. Din păcate se vede și umbra mea, n-am ce să fac. Dar uitați ce mișto se vede și cum arată totul așa zona. Suntem undeva sus acolo. Ia uitați cum se vede și ce mișto este. Îmi place la nebunie, vine o mașină și nu vreau să o filmez. Dar după ce trece mașina aia, întoarcem camera, da? Și filmăm și restul. Așa, ia uitați. Ia uitați cum se vede. Am urcat pe niște dealuri, am trecut de Viena undeva. Nu știu să vă spun exact dacă în spate, uite și soarele. Undeva încolo, așa în spate e Viena. Și cam așa se vede aratul, da, dar foarte mișto arat. Până și astea arată mișto, ștanțele, cum sunt făcute și cum se văd. Hai că vă țin la curent. Am oprit așa decât câteva secunde pentru filmare. Dar e frumos, mie îmi place foarte mult, nu știu, și Austria și Germania, pentru că tot e frumos pe aici, nu știu, e totul aranjat așa, pus la punct. Cam așa se vede de la bord drumul, e geamul cam murdar din păcate. Dar am să iau și câteva scadre așa, că se vede foarte fain, foarte fain.